Leonor, aia e Nastia? Nu e nici majoretă, nici lider de echipă. Nu mai e majoretă. De ce încă poartă costumul? Fetelor, dar nu înțeleg nimic. Ce face ea aici? Din câte înțeleg, asta e masa majoretelor. Da, este. Și nu ești majoretă, așa că scaunul ăsta e ocupat. Nastia, nu mai înțeleg nimic. Data trecută te-am descoperit. De ce porți iar perucă și costum? Nu te mai înțeleg deloc. Eu deja sunt majoretă, mi-a plăcut costumul, așa că nu mai sunt în echipa ta. Dragă, păi dacă erai majoretă, știai că nu mănca în chifle, așa că pune-te rău la loc imediat. Majoretele mănâncă doar iaurt, banana și varză. Și, de fapt, de ce crezi tu că ești în echipa noastră? De ce nu știm noi despre asta? Nu înțeleg nimic. Mănâncă-ți varza! Majoretele trebuie să fie puternice și o varză nu ți-ar da atâta putere. Uite, Nastia, oricum tu nu decizi pentru noi. Oricum merge să întrebăm antrenorul dacă ești în echipă sau nu. Pentru că n-ai același costum ca noi. Văd că sunteți vrăjitoare. Mâncați fără să vă îngrășați și sunteți așa de amabile. Fetelor, văd că noua fată e foarte serioasă. Dar ce ne facem noi cu cele noi? Ia să-mi spuneți. Avem nou venit pentru inițiere. Fetelor, ce ziceți, să-i dăm o șansă? Bineînțeles că da. Nu mi-e frică, sunt pregătită. Ești gata, Nastia? Credeai că e așa ușor să devii majoretă? Toate am trecut prin asta. Încă mai ai timp ca să te retrezi, să știi. Diana, nu! Sunt gata. Ai cerut-o. Fetelor, Nastia e pregătită. Poate mai bine să nu facem asta? De ce, Diana? Ai uitat ce ți-a tot făcut? Încă ceva, toate am trecut prin asta și aceea e specială? Bine, dar dacă află antrenorul, suntem gata. Nu află, să mergem. Bine, fetelor, să anunțăm toată școala, să știe toți și să fie acolo. Sigur, Iana, vino, haide să le scrii tuturor. Mergem, hai că am obosit să aștept inițierea. Da, Astia, hai să mergem.